Am promis că o să vă fac un video despre motocicleta ideală pentru categoria A1, adică de la 16 ani până la 18 ani. Aici avem o Yamaha MT-125 din anul 2015. După cum v-ați dat seama și din denumire, motocicleta asta are 125 cm³. Este o motocicletă de tip naked și conferă un confort sporit în mediul urban. Consumul acestei motociclete este foarte, foarte mic, consumă în jur de 3 litri la 100. Datorită dotării cu ABS, consider că este o motocicletă ideală pentru începători. Motorul acesta este dotat cu 14 ponei și concurează cu orice chinezărie de categoria A2. Ca dotări, motocicleta mai are și crashbaruri, care sunt foarte utile, mai ales pentru începători, pentru că fiecare motociclist cade cel puțin o dată sau de mai multe ori. O motocicletă de brand, chiar dacă este un pic mai veche, are mai multe dotări. În primul rând, vorbim de ABS, vorbim de traction control, vorbim de tare multe chestii. Pentru categoria A1 nu ai nevoie de traction control pentru că nu are atâta putere. Dar ABS-ul este foarte esențial pentru că foarte mulți începători încă nu cunosc cum lucrează frânele bine. Mulți nu știu să frâneze progresiv și din cauza asta antrenează frânele la maxim. Asta poate implica la derapare a cauciucurilor și evident se termină cu o căzătură. La o motocicletă de brand găsești piesele mult mai ușor și sunt calitative, adică însuși bike-ul se strică mult, mult mai greu. Unica motocicletă chineză pe care eu o recomand, asta se începe Moto. Dar oricum prefer brandurile mari, Yamaha, Suzuki, KTM, Kawasaki. Într-adevăr, așa gen de motociclete nou-nouți costă destul de mult. De exemplu, acest model costă 5.000 de euro. Dar nimeni nu spune că trebuie să vă cumpărați bike-ul nou, puteți luați și la mâna a doua. Chiar și acest bike acum este de vânzare și se vinde cu 3.300 de euro. Imediat o să iau bike-ul la o plimbare și o să facem test cu 0-100 și top speed-ul. Dar până atunci vreau să-l invit pe proprietar să ne spună de ce el a ales să-și cumpere bike-ul acesta. Sandel și-a făcut permisul la 16 ani și vreau să-l întreb, de ce tu ai ales motocicleta asta? Din tot ce am văzut pe piață, acest model mi s-a părut cel mai potrivit pentru mine. Nu doar mi-a oferit comoditate în trafic, dar și m-a ajutat să țin pasul cu cei mai mari. Eu zic că noi deja am discutat destul despre acest bike, hai să trecem la un test ride să vedem ce și cum. O să încercăm acum să facem un 0-100, să vedem ce o să primească. Se simte foarte comod, adică chiar ai o poziție comodă și destul de agresivă totuși, adică nu e ceva chiar super, super drept să stai. Se simt foarte bine pe curbe. Adică chiar dacă ai 16 ani, poți să-ți faci treaba pe motocicletă ca asta. Și sunet chiar e frumos. Destul de gălăgios, dar asta e un lucru bun pentru că te aud și celelalte mașini. Eu am 1,89 m și 85 kg, adică e destul de greu pentru bike-ul ăsta. Și totuși el trage, n-are nicio problemă. Tot 16, 118, 120, 122, 123, dacă ne aplecăm 127, 129, la 129 ne-am oprit.
gândești că ai 16 ani, poți conduce una din asta și te duci la școală fără să-i chinui pe părinții tăi și fără să stai în ambuteaj. Nu așa că e genial? Duce totuși, pentru că chiar și în afara orașului e mult mai ușor de condus decât un scooter, pentru că un scooter care nu dezvoltă așa viteză îți pune în pericol să mergi încet în afara orașului, dar chiar și în oraș e destul de periculos, pentru că nu știi când și cum vine din urmă un BMW și se calcă. S-a pleacă foarte, foarte ușor. Are un motor de 125 cm cubi și într-un singur cilindru. Suspensia lucrează tare bine. Frânele stare bune. Eu cred că o motocicletă de genul pentru 16 ani să-ți ofere confortul de a fi independent e pur și simplu genial. E un model destul de înăltuț, adică dacă ești josuț de statură probabil ai să stai pe vârfuri. Mi-am salutat frumos cu poliția și totuși până în 70-80 se duce destul de bine. Șaizeci, șaptezeci, optzeci. Nouăzeci. Chiar se duce bine. Înțeleg, trebuie la stânga, dar chiar așa de lent. Simplu genial.